În acest film voi vorbi despre elementul cel mai important care face fotografia posibilă. Voi discuta despre diverse tipuri de lumină, despre cum această lumină îți afectează imaginile și îți voi oferi câteva sfaturi, îți voi spune câteva greșeli de care să te ferești dacă vrei să îți îmbunătățești fotografiile de-a lungul timpului. Ansel Adams are două citate care îmi plac foarte mult, care în esența lor vorbesc despre lumină. Și primul o să traduc și spune ceva de genul că o fotografie bună înseamnă că știi unde să stai. Și al doilea citat este că uneori ajung într-un loc exact la momentul când Dumnezeu are nevoie de cineva să apese pe butonul de shutter. Este evident, din punctul meu de vedere, că aceste două citate vorbesc despre lumină. Sunt momentele decisive. Lumina este cea care te determină să fotografiezi într-un anumit moment și ca fotografi trebuie să învățăm să citim lumina, să o înțelegem și să o folosim aproape ca o pensulă, cum un pictor folosește o pensulă, la fel să folosim și noi lumina, pentru că lumina poate crea dramă, poate evoca emoții, poate spune o poveste mult mai bine. Acum hai să vorbim despre tipuri de lumină naturală. Din punctul meu de vedere, lumina naturală este cel mai bun prieten al fotografului. Este lumina care este la îndemâna tuturor. Cel mai ușor de folosit este lumina naturală și în același timp cea mai grea. Este lumina care oferă cele mai mari dezamăgiri pentru că nu o putem controla. Și de aceea încerc să fac filmul ăsta, să vă explic câteva lucruri despre lumină și dacă reușesc să vă fac să înțelegeți puțin mai mult decât o faceți în momentul ăsta, atunci pentru mine este un câștig și pentru voi este un câștig și pentru că înțelegerea luminii și a modului cum o poți folosi în orice situație va face ca fotografiile tale să devină pur și simplu mai bune decât sunt în momentul de față. Hai să începem. Primul tip de lumină naturală, cea mai faină lumină naturală, este ora de aur, the golden hour. Cum spune și numele, se referă la o oră. Cel mai simplu este să te gândești că este o oră după răsărit și o oră înainte de apus. Nu e întotdeauna chiar o oră. Sunt aplicații care îți spun exact cât durează ora de aur, dar dacă fotografiezi în această oră imediat după răsărit și imediat înainte de apus, întotdeauna vei avea umbre lungi, contraste mai scăzute în umbră față de zonele de lumină, vei avea acele nuanțe portocalii care arată foarte, foarte bine. Și lumina în aceste momente este perfectă și pentru portret, și pentru peisaj, pentru absolut orice fel de fotografie vrei. Ăsta este momentul în care vei obține întotdeauna fotografii faine. Al doilea tip de lumină naturală este ora albastră. Deși iarăși spune ora albastră, nu trebuie să te gândești la ea ca la o oră. Este momentul imediat după apus și momentul imediat de răsărit. Este în intervalul de o oră după apus și înainte de răsărit. Practic, poți evalua singur ora albastră atâta vreme cât cerul are nuanțe de albastru după ce apune soarele și înainte de a răsări soarele, cât timp are nuanțe de albastru, dar albastru acela mai închis. La un moment dat când o să răsară soarele, albastru se înceapă să se deschidă. Și cât timp e acel albastru mai închis, aceea este ora albastră. E un moment perfect să fotografiezi peisajul în timpul iernii, pentru că zăpada va reflecta foarte mult din această lumină albastră și vei avea un peisaj dramatic și aproape cu un aspect lunar, aș putea spune. Este iarăși un moment fain să fotografiezi peisaje urbane pentru atâta vreme cât ai acel detaliu în cer. Deci, întotdeauna când fotografiez oraș, nu fotografiez noaptea când e cerul complet negru. E fain să se mai vadă ceva deasupra și în același timp, în aceste momente, încep să se aprindă luminile în orașe și arată foarte, foarte fain. Al treilea tip de lumină, am aici carnețelul, să nu mă încurc, al treilea tip de lumină este lumina difuză. Este dată de un cer plin de nori. Lumina este uniformă în acel moment, umbrele sunt foarte, foarte moi, abia se ghicește o direcție a luminii, dar este un moment foarte fain să fotografiezi portrete, dacă vrei, pentru că ai această lumină uniformă, nici nu este deranjant
și subiectul tău nu va ținute așa din cauza luminii soarelui. Sunt multe beneficii pentru acest tip de lumină. Poți fotografia și peisaje. Cel mai fain în această situație de lumină, cred eu, sunt pădurile. Altfel, în păduri ai acele zone peticite de lumină care nu arată ok, dar într-un moment ca ăsta ai o lumină uniformă care inundă pădurea și poți, dacă știi cum să te poziționezi, poți să obții o modelare în adâncime și o senzație de adâncime a fotografiei. Al patrulea tip de lumină este lumina din mijlocul zilei. Este cea mai neagreată lumină de fotograf, deși vă spun sincer că dacă învățați să o folosiți, cel puțin în interiorul unui oraș pentru portrete, este o lumină foarte mișto și pentru situații urbane, pentru fotografie al negru. Poți face și fotografie color și al negru. Poți folosi clădirile să blochezi complet lumina soarelui sau poți folosi clădirile să reflecți lumina soarelui sau anumite elemente de clădiri pot filtra și pot crea acele raze de lumină și poți plasa subiectul în acele spotlight-uri și se creează niște situații foarte, foarte mișto. Deci poți face multe, multe chestii cu acest gen de lumină și poate să iasă foarte mișto, iar când fotografiez peisaje, de exemplu, în Dolomiți, unde sunt foarte multe vârfuri stâncoase, întotdeauna caut zonele de umbră, lumină, umbră, lumină și încerc să le alternez, să le folosesc aproape ca pe niște linii compoziționale pe lângă geometria muntelui în sine. Deci nu fugiți de genul ăsta de lumină, pentru că e interesantă. Al cincelea tip de lumină este lumina pe timp de furtună și în zilele cu ceață. Când ai zile cu furtună și cerul este plin de acei nori dramatici de furtună, dacă ai norocul să fie o gaură în acei nori sau la orizont și să coboare soarele, să intre soarele prin acei nori, situația de lumină este fantastică. E ceva, nu știu cum aș putea să o descriu, dar e numai un peisaj ca de lună, e un peisaj ca pe Marte. E o senzație foarte, foarte ciudată și diferită. Zilele cu ceață se pretează foarte bine la fotografiatul în păduri. Nu merge să fotografiezi pe platouri, prin munți, pentru că nu vezi decât ceață, dar în păduri poți crea acele fotografii care te fac să te întrebi oare ce e acolo, acel mister, poți să-l redai foarte ușor și probabil știți foarte bine că eu, fotograful pădurilor, omul pădurilor, cum mai spun unii, sau fotograful ceții, astea sunt momentele mele preferate când îmi place să fotografiez. Acum hai să discutăm despre 6 greșeli pe care le poți face. 1. Poți supraexpune în momente de lumină dură, lumina din mijlocul zilei. În aceste momente eu prefer să conserv detaliile în highlight-uri și chiar dacă umbrele mele se duc complet în negru, nu vor arăta atât de rău ca în cazul în care am highlight-urile complet albe. A doua greșeală este să subexpui în zone de lumină scăzută. În zone de lumină scăzută sau în momente de lumină scăzută, de multe ori apare nevoia de a mări ISO și sfatul meu este: poți să mărești ISO cât vrei tu, dar ideea e să obții o imagine expusă corectă. Dacă trebuie să mai tragi după aia de expunere sau să mai ridici nivelul de detalii din umbre, nivelul de zgomot va fi foarte mare. A treia greșeală este să ignori balansul de alb. Poți seta balansul de alb direct în cameră sau poți să îl setezi după aceea în Lightroom. Eu prefer în cameră pentru că am observat că în Lightroom de multe ori uit să fac această setare, dar e foarte important să nu uiți. De ce? Dacă fotografiezi ora albastră și balansul tău de alb este shade, shade va lua foarte mult din acele nuanțe de albastru și nu mai e senzația aia de ora albastră. Dacă fotografiezi la răsărit sau la apus și tu ești pe daylight sau mai rău, ești pe, nu știu, fluorescent sau incandescent, nu mai ai aceeași senzație. Și ochiul uman sesizează că ceva e un pic în neregulă. A patra greșeală este să nu fii atent la umbre, mai ales când fotografiezi portrete. Umbrele în lumină dură, de exemplu, se creează foarte urât sub nas, sub ochi, fac acei ochi de panda, sub buză și toate astea arată urât.
La fel în peisaj, umbrele pot fi folosite ca linii compoziționale, doar că trebuie să fii atent la ele. A cincea greșeală este că nu faci expunerea pentru lumină. În special în fotografia de peisaj, eu încerc să am o zonă de lumină și mai multe zone de umbră și expunerea pentru zona de lumină vine ca o decizie evidentă, pentru că vreau să atrag atenția privitorului acolo. Pentru că vine greșeala numărul 6 și vă zic că această greșeală este că nu îți plasezi subiectul în zona de lumină. Faptul că eu expun pentru zona de lumină este evident că se va crea un dramatism și un contrast foarte mare în imagine. Și de aceea subiectul trebuie să fie acolo, pentru că vreau ca atenția privitorului să se ducă acolo. Dacă vrei să înveți mult mai multe despre fotografie, poți citi e-book-ul meu. Poți veni la unul din workshop imediat la sfârșitul lui septembrie și exact începutul lui octombrie. Am un curs intensiv de fotografie și de peisaj și de portret. Discut acolo, am sesiuni teoretice multe și sesiuni practice de portret și peisaj. Discut despre tot felul de concepte în fotografie, histogramă, stopuri de lumină. Îți prezint programele Photoshop și Lightroom pe scurt și apoi îți arăt cum editez. Deci vor fi ședințe intense și de editare. Este un curs care e puțin diferit față de un workshop la care doar ne întâlnim, fotografiem și eu vă dau câteva indicații. Este ceva mult mai intensiv, exact cum îi spune și numele. Dacă vrei și alte workshop-uri, în octombrie va fi workshop-ul de păduri, cu pădurile de toamnă și lacul cu Ejdela. Apoi noiembrie Ceahlău, iar la începutul lui decembrie mergem în Maramureș să fotografiem peisajul hibernal. Până la viitoare continuu să fotografiez. Și mersi de vizionare. Pa, pa!